da da, urc urmele până la stâlp, da 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 da. Vă mulțumesc pentru că și în această sâmbătă ați ales să fiți alături de emisiunea Familia Favorit. Sunt câteva săptămâni în care vorbim cu artiști pe care îi îndrăgim și pe care îi iubim. Artiști care reprezintă nume importante pentru muzica populară românească. O artistă pe care o iubesc, o îndrăgesc foarte mult, a mai fost în această emisiune, dar din păcate într-o perioadă când filmam la Constanța, într-o perioadă în care platoul de acolo era cam departe și vă mărturisesc că mulți dintre ei refuzau venirea în emisiune, tocmai pentru că trebuiau să străbată drumul până acolo. Dânsa a venit la malul mării, a și cântat, ne-a destăinuit câteva momente importante din viața dumnei, dar prea puțin pentru o emisiune întreagă. Astăzi am invitat-o în platoul nostru pentru că e foarte aproape, aproape de zona de unde vin eu și prin faptul că de fiecare dată a vorbit frumos despre mine, colega și prietena mea, Elena Merișoreanu. Sărut mâna! Bine te-am regăsit, dragă Paul, bun găsit privitorilor Familiei Favorit, să vă dea Dumnezeu lumină în casă și în suflet și ție viață lungă la această emisiune atât de frumoasă și atât de apreciată de oamenii care gustă acest gen de muzică și eu te apreciez foarte mult pentru că ești un copil foarte muncitor și treaba asta pe mine îmi umple sufletul de bucurie că tu, în rândul interpreților de folclor, ești foarte iubit. Adică ești întotdeauna binevenit pentru că tu, pe lângă ceea ce faci tu, muzica latino și toate genurile, muzica populară o cânti foarte frumos. Doamna Elena, te rog frumos ca să fim mai, să păstrăm o atmosferă intimă, să-mi spui Elena. Mă simt mai bine. Bine. Dacă spui atunci Elena, da. Draga mea Elena, da. Vreau să spun un lucru. De unde atâta forță de muncă și atâta frumusețe? Frumusețea trece. Frumusețe, domnule, că ești o artistă, priveam înainte să vin la emisie câteva fotografii. Adică o artistă care nu s-a prea schimbat pe parcursul anilor. A rămas o tânără frumoasă. Tânără nu, am depășit. Să cred că acolo, în zona Hunedoare, lângă de vulcan, unde? Oamenii erau care te iubesc chipeși? Pe tine atât de mult. N-o să uite niciodată, dragii noștri așa. Telespectatori, cei de acolo, din Valea Jiului, spectacolul care l-a susținut Paul Fuego, cum îi spune, da. O mare de lume care nici nu se putea compara cu nimica. Deci a fost ceva fantastic. Doamne, dar de unde știți asta? Păi cum, dar nu, eu m-au rugat mult să-i dau numărul tău de telefon da, și eu da. Te-am zis, domnule, dacă vreți să vină tineretul, într-adevăr, primarul de acolo a zis, da, vrem, Paul, da, da, da. Da. Doamna Elena Merișoreanu este o artistă care și-a purtat cu cinste costumul tradițional și asta știți cu toții. Așa e. Și parcă nu mă simt bine, nu mă simt dacă nu sunteți în costum. Bine, astăzi, da, astăzi simt tocmai comod. La emisiune o să cânte altceva, de asta s-a și îmbrăcat într-o roche superbă de seară și vă mărturisesc că costumul acesta din zona din care veniți este o apariție extraordinară. Pentru că e alb-negru. Da. Eu sunt din familie de ciobani, crescută la țară. Mama vine din zona Sibiului, tata e din Valea Jiului. Și eu mi-am petrecut copilăria, care a fost foarte frumoasă, dar foarte scurtă, că eu la 16 ani am venit în București. Extraordinar. Și de la 16 ani... Ați rămas aici, stabilită. Am rămas aici. Dar spuneți-mi... Și am venit numai... Vreau să spun că... Să spune că nu-i bine să minți. Dar eu am rămas în București cu o minciună foarte mare. Adică? Eram la... Când aveam vreo 15 ani, a venit ansamblu Ciocârlia la spectacol. Acolo au dat spectacol în Valea Jiului. Așa. Și eu, de câte ori venea cineva, eu eram prezentă. Nu intram fără bilet, că era unul al naibii acolo la ușe și îi spunea lui mama și mă certa. Și la un moment dat știu că venise Maria Butaciu, Angela Moldovan, Ion Cristoreanu. Cu ansamblu Ciocărlie. Da, nume grele ale muzicii populare. Nu spun, era Irina Login, care
era într-o vogă. În vogă a fost de când a început și în vogă a rămas în continuare. Da, da. O frumoasă și iubită și o să vorbim pe parcursul emisiunii, când m-a ajutat de mult pe mine această doamnă și această colegă minunată. Și veniseră acolo, în Valea Jiului. În Valea Jiului și la un moment dat eu cu caietul să... Pe ei am fi impresionat că eu mă duceam noaptea și furam afișele, le rupeam și puneam pozele, lipeam și jos să-mi scrie autograf. Și țin minte că Cristoreanu a zis, bine, hai să-i scriem, dar tu știi să cânti? Era Aurelia Fătu Răduțu, cântă Dumitru Constantin. Zic, da, știu, am cântat, n-avem eu o treabă. Și zicea, uite, când o să fie odată un concurs, o să te chemăm. După vreun an de zile, vine de la primărie, ce telefoane, îți dai seama, cine avea telefon, Doamne ferește. Vine o scrisoare și eu dă lui tata și zice, dar ce dracu să caut asta București? Tata foarte revoltat, că avea 16 ani, îți dai seama. Și vine cel de la Cămin, de la noi, de acolo, de la Vulcan, și zice, Nea Ioane, las că mai merg și alții cu ea și se duc la concurs acolo, la Ciocârlia. Nu se știe, poate e o șansă. Apoi mie nu-mi trebuie cântăreț la ușa mea. Ea trebuie să meargă. Era la pedagogică, îți dai seama, eram la școală. Deci ea trebuie să fie învățătoare în sat, că noi așa trebuie să fie copii. Deci să înțeleg că părinții nu au fost de acord cu cântecul. Nici cântam pe acolo. Da, dar nu să mergeți la București. Nu, a zis că acolo nici într-un caz. Să nu vin în București. Da, atunci, în perioada în care ați auzit pentru prima dată cântecele la primărie. Stai să spun. Deci nu aveam lumină electrică și la un moment dat tata era un om văzut în sat și s-a dus la primar și a zis, domn primar, plătesc oricât, punem un difuzor în colțul casei să audă toată lumea dimineața când se dă semnalul acolo. Și în sfârșit, ea a adus difuzorul, apoi eram fericiți, îi dădeam tare, mă simțeam că nu mi-e urât, că mi-era foarte urât să stau singură. Da. Și la un moment dat zic, acum nu mi-e mai urât că am difuzorul cu mine. Bine, când a venit difuzorul, eram destul de mică, nu eram în perioada care plecam spre București. Și dimineața când mă trezeam, 4 ani jumate, 5, buna spunea așa și mama, dimineața la fântână, de unde baie, îți dai seama, fântână, culcica cu apă, vă spălați până la... Și buna zicea, până la brâu, poți să crepe petrele de frig, până la brâu dezbrăcate și cu apă rece pe voi, că așa vă căliți și așa stăteam. Extraordinar. Da, toată ziua eram bujorat. Doamne, am avut, dragă Paul, am avut o copilărie atât de frumoasă, cu multe lipsuri. Câți frați ați fost? Numai două surori am fost. Atât. Da. Dar vreau să spun că am avut o copilărie frumoasă din ce punct de vedere. Nu eram bogați, dar nici săraci. Și la un moment dat, mama săracă, de câte ori veneau sfintele sărbători, cosea, ne făcea hăinuțe noi din cap până în picioare. Deci, am avut o copilărie extraordinar de frumoasă și revin la difuzor. Și eu când mă sculam dimineața și vedeam că ăia cântă, eu ziceam, măi, în mintea mea, măi, dar cum să bagă ei în cutia aia? Eu trebuia să mă urc să văd și în cutie. Cum să îmbracă ei în costum? Că e văzut la spectacol, că eu de la 3-4 ani mergeam la toate spectacolele. Nu exista. Furam ouăle din cuibar dacă nu aveam bani, nu era mama acasă, mă duceam la prăvălie, că așa îi spunea, prăvălie, la alimentară și la alimentară îi dădeam la aia câte 3-4 ouă și îi dădeam bani și mă duceam la concert, că plăteam jumătate de bilet. Deci eu am fost de mică, am iubit muzica. Și tata cânta la fluier foarte frumos, mama cânta cu vocea, sora mea la fel, la un moment dat cântam pe la cămin amândouă, în grup. Deci îl moșteniți pe tata sau pe mama? Cântam și eu la fluier, cântam la fluier ca băieții. Eu am cântat la fluier la 4 ani, jumate, 5 ani. Dar vocea de unde vine? Cred că de la mama. Mama. Mama cânta frumos de tot. Cântau oamenii la sală, la petreceri. La da. Când era nuntă, cântau. Când se duceau pe câmp la lucru, cântau. Era tare frumos. Vezi, totul evoluează în timp și uneori în bine, alteori în rău.
zice eu, că tineretul nu mai are aceeași dragoste de citit o carte, de ascultat o radio. Vai, păi când ascultam teatru radiofonic, era ceva fantastic. Păi se strângea tot satul să asculte ăsta, difuzorul. Și închideai ochii și te simțeai acolo. Da, te transpuneai, te transpuneai în personajul care... Domne, deci... era tare frumos. Spuneți-mi, mergeți des acolo la Paroșeni? Da, Paroșeni, da. Sau Paroșeni? Mă duc, Paroșeni. Mergeți des? Lângă vulcan. O dată pe an, două? No, de 3, 4 ori, 5 mergeți? Ori pe an, sigur. Au rămas acolo rudele? Sau am pe sora mea, pe rude, verișoare, prieteni, colegi, pe nepotul meu, ăla. Cum? Îți mormintele părinților și pentru mine... Într-adevăr, când erau părinții, când intram pe uliță, mă duceam acasă, simțeam o energie pozitivă, extraordinară, adică, dar acum parcă totul e cenușiu, deși e frumos, e verdeață, sau iarna e plină de țurțuri aia minunați, de zăpadă, de ger, nu mi se mai pare atât de frumos ca atunci când îi găseam pe părinții mei. Parcă e altceva. Au lăsat un gol imens. Imens. Prima dată când a murit tăticul meu, am zis, las cu am pe mama. Deci aveam un sprijin. Știam că trebuie să am pe cineva în care să mă sprijin și pot să-i spun tot ce doresc eu. Și când s-a dus și mama, atunci, într-adevăr, simțeam că... Și de multe ori stau așa și parcă simt nevoia să vorbesc cu ea, știi? Era o femeie foarte înțeleaptă. Femeie simplă de la țară. Cosea frumos de tot... cămăși naționale, la lampă. Stătea până dimineața la 4 și cosea și se scula la 6 cu vite, cu astea. Iarna coseau, că vara n-aveau timp. Deci, trec de la una de la alta, că toate au fost atât de frumoase, încât, dragă Paul, se zice că nu-i bine să vorbești de trecut, să vorbești de prezent, dar nu pot să nu-mi amintesc de lucrurile atât de frumoase. Sunt cele mai frumoase petrecute, da, sigur la că da. Și locurile de baștină rămân pentru mine cele mai frumoase lucruri. Se spune că odată ce nu-i mai avem pe părinți, atunci când nu-i mai avem pe părinți, atunci nu mai suntem copii. Așa este, așa este. Mama la ce vârstă a murit? A murit la 78 de și ani, tata a murit la 84 tata de ani. A trăit mai mult. A trăit mai mult, deși a muncit foarte mult. Sunt oameni care au muncit, dar atâtea le-a fost zilele, atâta au trăit. Doamna... N-au zăcut nicio zi. Da, dar uite, mi-a plăcut că tot timpul le faceți pomenirea. Am fost acum, mergeți, da, tot timpul da. Sunteți acolo da, și da. Nu-i uitați. Dar nu se poate să uiți. Eu am pe sora mea care este nemaipomenită, ea vede de casă. Uite, văd aici un interviu, nu mai știu în ce an l-ați dat, dar spune că atunci l-ați ascultat foarte des pe Ion Luican, pe Maria Tănase sau Lucreția da. Ciobanu. Bine, era, vai, când am auzit-o pe Lucreția Ciobanu, că ia uitați-vă, feciori. Doamne, dacă n-am cântat-o cu sormea, cântam pe la... Domnule, oamenii ăștia rămân legende ale muzicii corect, populare. Corect. Pentru mine, când spui Ardeal, spun Lucreția Ciobanu, Emil Gavriș, care când îl vedeam, am ajuns să cânt cu ei pe scenă. Pentru mine a fost ceva fantastic. Și acum revin la venirea mea în București, de a spun că atunci când am venit la ansamblu Ciocărlia la concurs, da. Scria mare de tot acolo, primim concurenți din toată țara, fete de la 18 la 35 de ani, bărbații de la 20... Și ce vârstă ați mers când ați dat concurs? 16 la... ani aveam. La 16 ani? 16 ani și 2 zile aveam, dragul meu, și vreau să spun când am văzut... Mi s-a urcat sângele în cap, uite așa mi-a făcut și imediat am făcut cerere, am scris că am 18 ani. Șansa vieții mele, știi de ce? Cu minciuna asta am rămas eu în București, vreau să spun. Sigur. Am intrat în concurs, erau 140 de concurenți din toată țara. Ceva fantastic. Și era o selecție drastică. Vai de mine, vai de mine. Asta stătă lumea, cine cântă vrea să cânte. Nu, acum cântă cine are chef și bani. Da, nu trebuie e. să ai voce. Așa e. Ascultă ce spun eu. Și vreau să spun că am venit la ansamblu
Și cine ieșea de la concurs și cânta, zic, cine e acolo? Angela Moldovan, frații Predescu, Gheorghe Zamfir era tânăr, superb. Era și el dirijor și era în comisie. Aurelia Fătură-Duțu, Ion Cristoreanu, maestru Arvinte, Budișteanu, oameni de oameni care nu m-am gândit niciodată că pot să stau față în față cu ei. Și când m-a anunțat, era, lezele se pregăteau că plecau ei la deplasare cu... Asta. Și la un moment dat eu tot mă frecam pe mâini și tot îmi făceam și zice, n-o lasă, nu mai tot te închina atâta, tu gândeaște să meargă glasul frumos. Zic, da, da, aș vrea să știu dacă e și Maria Butaciu înăuntru. De ce? Păi mie îmi place de ea că e tare frumoasă și cântă faină, am zis. No, păi tu, eu sunt tu. Era Maria Butaciu. Asta, domnule, extraordinar a fost femeia asta. Atât m-a încurajat și a zis, no, lasă, gândește că ești pe câmp cu vitele și cânți. Și nu-i băga pe nimeni în seama. Știam din ce ton, când, nu știu ce. Am intrat acolo, n-a ce știi să cânți. Dai seama, 16 ani, tânăr, aveam un păr lung, frumos, o fustiță scurtă, ca la țară. Țin minte că aveam niște opincuțe, era la mod atunci, cu ciorap cu model. Corect. Cine era? Mă îmbrăcat și eu cu ce am avut mai bun. Și când am cântat, eu o doină, așa, la un moment dat, zic, vreau o învârtită de la sol major, am cântat, pe la a treia strofă, pe returnele mi-au schimbat tonalitatea. Dar eu față de aia de toți, că eram mulți, îți dai seama, era directorul al ansamblului, colonelul Zincă, o prestanță de om extraordinar. Și zic, eu nu mai cânt că a greșit orchestra. Îți dai seama ce frumos a fost că ei au zis și la un moment dat, ce Gheorghe Zafir, hai mă, vedeți că ați greșit. Ce-a greșit? Păi, e ceva care nu-mi place, cum sună. Nu era corect la nu era, da. Dar n-am început să cânt. Am zis că mi-a greșit orchestra și eu nu pot să cânt. Și zice, i-a dat înapoi tonul care îl ceruse-mi eu la început. Am cântat vreo 3-4 cântece. Acum, eram cazați după prima selecție. Am rămas vreo 37 de interpreți. Din 150. Da, 149, cam așa ceva. Și după ce am făcut preselecția asta, bine, ne-a spus să venim cu costume, deci a doua oară, nu numai o dată, avea o listă cu cântece care le știi și eu, da, la un moment dat am venit cu o piesă care o cânta tata și cu mama, Rămâi satule cu dor, și am cântat-o pe aia, mi-a tot cerut-o ei tot timpul. Cânteam de-a lui Lucreția Ciobanu, îți dai seama, că eram o fană răită a ei. Și m-am îmbrăcat în costum și am intrat și a mai rămas 4 soliști, printre care și eu. Tot timpul era unul mic, un colonelul Chira. N-am să lui cât trăiesc eu pe pământul ăsta. Venea la mine, ia ascultă tu. Ai zis că n-ai buletinul că... și vine tata tu cu el. Păi trebuie să vină tata cu buletinul, zic, dar acum nu poate că lucrează în mine. Bine. La un moment dat m-a luat la spectacole, la militari. Dădea la... îți dai seama. Mă, când apăream pe scenă, aveam un costum mai scurtuț, așa. Nu aveam pantofi cu toc, totul în o pincuțe cântam. Dar costumul ăla alb-negru era superb. Cu părul ăla mare. Tinerețea învinge orice. Cum? Și când îmi spunea numele, nici dracu nu aplauda, că nu mă cunoște nimeni. Cine să mă cunoască? Măi, fraților, când intram pe scenă, țin minte că la un moment dat maestru, Dumnezeu să-l ierte, Emil Gavru, și dar ce s-a întâmplat în scenă? Ce a intrat fata aia, dragă? Și a intrat fata aia, Ștefan Lăzărescu, dar nu e posibil, domnule, dar nu vezi, dar nu mai băgați. Băgați-o mai încolo, că nu vezi că ne strică spectacolul. Adică atât aplaudau militarii de noi, eu cântam și eram vesel. Dumnezeu să-l odinească pe maestru Ionel Budișteanu, zicea, tăticule, așa să faci, scândura aia e a ta, că el vorbea pe nas, știi? Și tăticule, scândura aia e a ta, tu să faci ce vrei cu ea, nu te interesează nimic, tu acolo să faci tu ce vrei tu. Păi, și aveam un succes de nu se poate. Și la un moment dat
rămas trei soliști. Care erau ceilalți doi? Era Mariana Stoica, o frumoasă, care toți o asemănau la voce cu Irina Loghi. Era profesoară sau învățătoare. Frumușică, cam grăsuță ea la vârsta ei, dar era cam plinuță, dar plăcută. Era foarte plăcută. Și a rămas ea, a dat concurs Ion Dolănescu, a intrat și el, era militar în termen. Irina era acolo, Benone era o vedetă care nu... Vai de mine, eu mă uitam, știi cum mă uitam la ei ca la Dumnezei? Zic, domne, să stau eu lângă Benone Sinulescu și lângă Irina. Doamna Elena, pe în perioada aceea era respectul față de artiști. Nu mai e. Dăm voie să spun că nu mai este ce a fost. Îmi pare tare rău să spun, dar arta era foarte apreciată, începând de la cei care conduceau țara până la ultimul om. Păi că noi, când plecam în turnee în țară, ne aștepta fanfara pângării. Noi dădeam spectacole pe stadioane, era arhipline. Paul era ca la meciul de fotbal. Bașca, că înainte de meciul de fotbal noi dădeam spectacole. Îți dai seama? Să termin cu fraza asta, cu buletirul. Așa. Mă cheamă Chira ăla după ce... Mă lăsa să stau la un cămin. Eram gata, cu ce? Tata a venit, dar nu l-am arătat pe tata. Că de unde e buletin? De la dracu. Și la un moment dat mă cheamă la 8 dimineața, mă anunță militarul de la unde stăteam eu la cămin, zice, vezi că trebuie să te duci dimineața la 8 la cadre, la tovarășul colonel Chira. Când intru acolo, cât era de mic, s-a ridicat după birou cei că stă pe scaun, dar el era picioare, era micuț. Și zice, uite, știi ceva? De astăzi pleci la țară. De seară îți luăm bilet și te duci la țară. Dar eu nu vreau să plec la țară, că râde lumea de mine, după o lună de zile mă duc apoi. Nu mă interesează. Trebuie să-ți facem actele de angajare, n-ai buletin, nu te duci la țară înapoi. Și am început să plâng, Paul. Mă, și m-am pus pe un plâns, că n-am mai putut. Că mă vedeam dusă la țară și râdeau colegii de mine, râdea lumea, uite, am să dus în București, aia așa, acum a venit înapoi. Și la un moment dat, începând să plâng, am spus, eu n-am buletin, eu am 16 ani. A, nesimțita, m-a jurat, m-a făcut albie de porți și am zis, na, drace, ai, până aici mi-a fost. Și la un moment dat, îl sună, alo, tovarășul colonel Zincă, da, veniți puțin până la birou, vă rog frumos, avem o problemă foarte nesimțită asta, de Merișoreanca, uite ce a făcut. Ce a făcut, mă? El acum a venit, mi-a și pus mâna pe cap, asta e cu minte, ce s-a întâmplat? N-are buletin, domnule, are 16 ani, noi suntem armată, noi nu putem să o angajăm. Nu, păi nu se poate, zice, nu putem să-i cerem, că noi suntem armată, nu putem să-i cerem decizie guvernamentală. Și, dar știi ceva? Lasă, nu plânge, că peste 3 zile e concurs pe Lipscan, la ansamblu sindicatelor ea, care a devenit Rapsodia Română. Și te duc eu acolo, că am nevoie de ardeleancă. Vai, eu nu știu să-i pun mâinile, nu știam ce să-i fac. Ce, stai aici la cămin și mă duc eu cu tine acolo. Când mă duc acolo, nu era soliși foarte cunoscuți acolo, știi? Cât ați stat la Rapsodie? Vreo 34 de ani. Deci acolo v-ați... Acolo mi-am făcut viacul de la 16 ani. Că a zis, lasă, după 18 ani vin la noi, ce să mai vin? Că deja era... și când m-am dus la acolo la Rapsodia, mă rog, Rapsodia a devenit ulterior, mai târziu, ia că Dida Drăgan și zice, dar noi n-avem posturi de soliști. Toți soliștii cântă în cor. Și eu am zis, da, dar eu cânt și în cor, că-mi place. Dar ai mai cântat? Cunoști note? Ba, nu știu. De unde, dracu, să știu eu note? Și zic, da, știu din ce gamă când, așa i-a zis. Mă rog. Asta e, și Petre Giambașu l-ați stat. Petre Giambașu era, David Ohanezian era în cor atunci, Horiana Brănișteanu, cântăreți care sunt plecați acum, voci grele, Paul, voci grele. Domnule, cu atâta căldură și dragoste m-au primit oamenii ăia.
Și atât de, mă, eu am fost un copil crescut de ei. Era acolo maestru Emil Gavriș, era Ștefan Lăzărescu, era Marioara Tănase, că a murit, Dumnezeu să o ierte, era o cântăreață de la Mediaș foarte frumoasă. Nevasta, după ce a murit, soțul ei a luat-o pe Ionela Prodan, colonelul Tănase. Un om tare, și era de la Jivei, tare cum se cade. Și m-am dus acolo, m-a angajat în cor, păi eram fericit, am învățat imediat, mi-am intrat în program, fericită că sunt și eu angajat. Mi-a făcut carte de muncă, m-a angajat și mi-a dat salariu 800 de lei, n-am să uit cât trăiesc. O venit tata cu cârnați, cu slăgină, cu de toate. Dar cam cât era 800 de lei, de exemplu, că ar fi astăzi? Dragul meu, să știi că valoarea, hai să spun, 800 de lei, țin minte că mergeam cu 50 de bani și mâncam. La pasaj, la studenți, în pasaj la, Victoriei. Așa, și am stat în cor vreo 8 ani. A fost colegă cu atâtea celebrități, aș spune așa eu. Așa e, da. Și era dirijor la cor maestru Victor Popescu și compozitorul marele Florin Comișel, care a scris cu Legătorii de Stele. El era și profesor de, teorie și solfegii. M-a pus să fac canto. Mă, eram fericită că am de lucru. Făceam la fără frecvență, că plecam în turneu. Era jumătate din ansamblu, mergeau la școală. Să-și termine studiile, da. Și la un moment dat mă văd ăia de la Barbu Lăutaru, acolo era Benoni Sinulescu, plecase de la Ciocârlia, sau nu știu, sau colabora cu ei, nu mai țin minte. Benoni ne lua Irina Login și Irina m-a luat peste tot în turnee cu ea. Peste tot. Dar cum ați cunoscut-o? Am cunoscut-o la Ciocârlia. La Ciocârlia. Și ea m-a învățat să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă, să aibă parte numai de bucurii. Femeia asta m-a învățat cum să mă fardez, cum să mă pieptăn. Da. Și la un moment dat Benoni venea noaptea, îmi pusese ea o meșă așa ca să stea părul înalt. Că eu aveam părul lung, dar nu știam să mă... Făceam o cărare și lăsam așa voia soții. Și i-a zis, hai să pui așa, să stea puțin înalt, o floare, mă, super. Mă, niciodată, de câte ori cânta, eu stăteam la Arlechin sau mă duceam în fosă când era fosă și mă uitam la ea ca la o icoană. Dar vreau să spun că ea nu dormea cu nimeni în cameră decât cu mine. Am plecat cu ea în America, în Canada, în Israel, peste tot am fost în turnee, în străinătate. Ea totdeauna spunea, fără mine nu stă. Da, și dânsa se mândrește. Ați dat odată un costum popular de la dumneavoastră, țineți minte? Da, și costum. Și noi ne mai schimbăm. De la Elena Merișoreanu. Da, noi ne mai așa, dacă îți place, zic, ce e al meu și al tău. Da. Noi ne mai schimbăm așa hainele, dacă ei place ce. Costumele ardelenești alb-negru, toate costumele se marchează prin tricolore, băieții îl poartă peste piept, da. Fetele la brâu și poartă toți bărbații și toate costumele alb-negru, se poartă ciobănești, se poartă tricolor. Aveți multe costume populare? Am destule. După 40 de ani de meserie am strâns acolo. Deși costumele noastre nu sunt foarte împodobite, sunt simple, alb-negru, ușor marcat cu roșu. Asta e un costum de la bunica mea. Câți ani are acest costum? Deci, vreau să spun că numai șoarțele, da. Aș minți dacă aș spune că întreg, dar șoarțele a fost bunica mea, mama mamei mele, da. A fost mireasă cu ea. Se mai păstrează tradiția asta? Am fost în Maramureș și am văzut că oamenii la Sfânta Biserică duminica merg vin numai îmbrăcați în costume. În costum popular. Da, acolo da, dar în partea asta la altă de sud a Transilvaniei nu. Nu mai merge lumea. M-a dezamăgit pentru că mă așteptam să vină în costume, mai ales la zi de sărbătoare, de Sfintele Paști, de Rusalii, de Crăciun. Nu mai vine lumea. Vin îmbrăcați tineri în blugi, e mai comod. Deci eu cred că
se mai pierde din frumusețe și la mediul rural datorită acestei lipse de interes pentru tradiția noastră și costumul popular. Au fost niște ani frumoși. Anii de atunci, comparabil cu ceea ce se întâmplă acum... Nu sufere comparația. Deci nu. Nici vorbă. Atunci era... În momentul când un solist avea ceva de spus în ceea ce face, era înconjurat cu mare dragoste de mari interpreți, adică îl sprijinea. Acum nu e așa, parcă îi dă în cap. Așa. Îți dă în cap. Dar cum de ce se întâmplă? Nu mai există, banul dezumanizează omul, nu mai există nimic uman în om. Parcă în lumea asta trebuie să cânte numai unul. Toată lumea are loc. Publicul asta, da. Ăla care ne privește, care noi ne îmbrăcăm pentru ei, care noi ne aranjăm, el face departajarea. Nu fac ăia care scriu hârțoaje. Nimeni nu face decât publicul. Un singur lucru știu și am să țin minte tot restul meu vieții. Când am venit la Ciocârlia, mi-a spus Angela Moldovan, care o apreciez și o iubesc atât de mult pentru că și cu ea am avut niște lucruri extraordinare. O femeie deosebită și m-a primit cu atâta dragoste. Oare cum să simte Angela Moldovan? E bine? Da, nu prea este drăguța de ea. Îi dorim sănătate să și fie sănătoasă. Să fie sănătoasă. Și vreau să spun că oamenii erau mai umani, Paul. Nu știu, nu era răutate, nu era atâta invidie. Erau și atunci cântăreți mult, să știi, că deja zicea, păi erați mai puțin, dar era o singură televiziune, nu corect, uităm. Corect. Era programul 1 și 2, Viața satului și era muzică populară. Și noi care eram angajați, directorul spunea, uite, ne ținea seama de câte ori cântam la televizor, de câte ori cântam la radio. Trebuia să te lupți, țin minte că m-am dus odată cu 22 de piese la radio și mi-a aprobat două. Două piese mi-a aprobat, Paul. Atâtea mi-a aprobat. Și tot alea care le-am făcut, le-am mai schimbat câte un text, câte un vers, câte ceva și le-am dus și până la urmă le-am imprimat pe toate. Deci, trebuia să muncești ca să-ți faci un repertoriu al tău. Deci, pe scenă, n-aveai voie să cânti de repertoriul nimănui. Asta era prima condiție și asta ne-a ajutat pe noi foarte mult. Atâta timp cât ne iubește Dumnezeu și publicul, toate răutățile nu mai au loc asupra corect, ta. Corect. Energia pozitivă vine de la Dumnezeu și de la publicul care îl vedem acolo înghețat. Să știi, Paul, că mergeam la săli unde era lumea cu mânuși și mâini și cu fulare legate la gură și noi în ișoarele alea subțiri și cântam pe scenă și oamenii de la aburi, de la atâta era de frig în sală, că aveau aici o mască de la abur. Deci se făcea brumă la gura lor. Atâta era de frig. Dar noi cântam și cântam cu drag pentru că omul ăla, dacă îngheța de frig în sală, înseamnă că a stat pentru noi. Minte că aveam spectacol la Timișoara cu Irina Login, cu Barbu Lăutaru, cu Benone, Ana Ispas, cântărezi grei ai muzicii populare. Și era și Minodora Nemes, fata înfiată de Maria Tănase. Și ea prezenta programul și deschidea programul. Și la un moment dat, eu totdeauna când mă duceam pe scenă, mă închinam și ziceam Tatăl nostru. Și Irina zicea, dragă, dacă din toată sala asta, care este o mare de lume, te țin minte trei, ține minte că e mare lucru. Și într-adevăr așa e. Cânți alături de mari soliști, te remarci imediat. A, cântat și aia. Și spunea, cântă tu cântecele tale. Astăzi nu te place, mâine să învață publicul cu ele. Pentru că n-ai personalitate și așa este. Țin minte, i-a cântat Ghiocel din Deal Adus, Bradului la munte. Câte cântece frumoase, cu mama, cu toate astea. Deci, Irina a intrat în legenda muzicii populare. Așa este. Dacă ea cântă de atâția amar de ani și eu o știu de atâta vreme, păi înseamnă că publicul știe ce-i frumos și știe ce vrea de la noi și noi trebuie să-l respectăm, să nu ieșim șifonați, să nu ieșim neglijați pe scenă, grăbiți. Cântam cu dragă Paul, că în spate avem orchestră de 40 de persoane.
Noi nu plecam în țară fără 12 perechi de dansuri, instrumentiști de mare marcă. Nu plecam fără orchestră, dirijori care ieșeau impecabil. Aveam costumiere, aveam machioze, toate lumea era pentru... Ceea ce deci, în ziua de și mai nu mai există, dragul mami. Este, te duci cu pozitive, cu negative. Da, n-are lumea bani să plătească orchestră. Și vezi și dacă ajungi acolo, nu-i sonorizare, spargi pieptul, cânti, ce să cânti? E greu. Să știi, dragul meu, că eu urez tuturor tinerilor să le dea Dumnezeu putere, să-i derească Dumnezeu putere și credință, să meargă mai departe. Dar să știți că e mai greu ca atunci. Să știți de la mine că e mult mai greu ca atunci. Și astea sunt atâtea canale de promovare. Vai, plus de că mine, nu numai da. Aceasta, dar sunt foarte mulți tineri care cântă. Cântă superb. Mulți atâția cântă foarte bine, unii nu au ce căuta. Nu, nici problema e alta, că nu mai există acea sită care cerne. Nu mai există astăzi oameni toată care... toată lumea cântă. Da, departajarea nu mai există departajare. Dragul meu, în muzică, vezi, arată bine, s-a culcat cu un fotbalist, cu un temir cine, și-a băgat un silicon, și-a băgat nu știu ce, se face vedetă peste noapte. Alea se caută acum. Nu se mai caută lucrurile. Da, deși... Totuși ne denigrăm într-un final tradiția, da, valorile. Sunt artiști care, mulți dintre ei, nu mai vor să apară. Da. Dar știți de ce? Pentru că văd ceea ce se întâmplă, da, astăzi. Uite, eu o apreciez, deși nu, ea nu apare numai la TVR, pe Floarea Calotă. Da, Floarea Calotă este foarte, foarte selectivă cu televiziunile. Daniela Condurache. Da. Foarte... Maria Butaciu. Aha. Vai de mine. Maria, ca s-o prins la un post, na, foarte greu. Știu. Maria este foarte selectiv, Mioara Velicu. Sunt oameni care respectă. Dar de multe ori zici, domnule, te cheamă, parcă mi-e rușine să nu mă duc. Că zicea bărbatul pentru o seară, unde te duci? Păi să mă duc la Cutare, că n-a venit Cutare. Păi n-a venit, că e un meci de trăznește lumea și te duce să uită nimeni. Păi dacă m-a chemat, mi-e rușine să nu mă duc. Că te roagă, te imploră. Dar cred că e bine să stau mai în umbră, pentru că cine m-a cunoscut, m-a cunoscut. Emisiunile tale... Întotdeauna, chiar dacă vin în baston și tu vei fi aici, dragă Paul, eu îți promit că voi fi lângă tine aici, doamna, pentru că această emisiune o văd cu atâta plăcere. Vreau să spun că eram la Gummersbach în Dar Germania. Știți că astăzi mi-am dat seama, vezi, cunoști un om în momentul în care vorbești cu el, am avut foarte mulți invitați în platoul, da, nostru de televiziune și vă mărturisesc că sunteți unul dintre... primii interlocutori extraordinari. Mulțumesc. Adică eu dacă aș lăsa o perinamere și anul să-mi vorbească până dimineață, mi-ar vorbi în continuu, da, și mi-ar povesti toate amintirile, da, prin care a trecut. Și greutăți. Și greutăți. Foarte mult. Nu a fost ușor. Nu. Vreau să spun că mergând la ansamblu Rapsodia, UGS, CCS, cum era atunci, a fost un concurs. Da. De soliști, după 7 ani. Dar cântatul meu în cor a fost foarte greu, Paul, pentru că eu nu cunoșteam note. Eu eram o fată venită din provincie, de la țară, care eu nu aveam habar de aceste lucruri. Corul este una din cele mai grele. Acolo să cânte pe voce, să cânte pe note. Să-ți dau un mic aspect. Se făcea corul a capela. Maestru de debotez, el venea numai când era totul pregătit. Florin Comișeli, Eugen Tegăr la pian. Oameni grei în muzică, oameni grei. Și la un moment dat eu stăteam lângă, la altiste, lângă două voci, de se cutremura tablourile pe perete când începeau alea să cânte. Și la un moment dat eu cântam, vroiam să cânt tare. Taci că cânti prost. Și la un moment dat spunea, avem peste o lună selecție pentru, avem vizionare pentru cor, dădeam la operă să dădea spectacolul cu corul ăsta, cameral, bași, baritoni. Îți dai seama ce era acolo. Și la un moment dat, zice, cine nu știe note, maestru Botez îl dă afară. Acum maestru Florin Comișel lucra cu mine. Ce să înveți, măi?
Și la un moment dat zic, Doamne, ce mă fac? Era Elisabeta Ticuță, ea știa că era înaintea mea. Mai știa note. Și zic, ce mă fac? Și țin minte că era domnul Stângaciu la, care era la bibliotecă. Ce dragă, n-ai decât să ai magnetofon? Zic, am o Tesla, că învățam piesele. Și te duci la profesorul Băieșu la conservator, te trimit eu, că e prietenul meu, te duci la el și să facă ceva, să înveți, că nu se poate. Te dau ăștia afară. Aoleu, când am auzit, mi-a venit rău. Mi s-a făcut rău când am auzit. Și zic, mă duc, o iau pe Elisabeta Ticuță și ne ducem la Băieșu. Zice, mă, zic, mă, știu și eu ăsta, do major, do, dar alea grele de la cor, nu le știu. Zice, ia magnetofonul, le trecem pe note, ți le trec eu pe toate pe note, le cânta el și tu le înveți. Zic, cum să înveți atâtea piese pe note? Trebuia să intonez corect, că ei venea. Și la un moment dat, vizionare, mare vizionare, mare, cu corul. Și la un moment dat vine, eu cântam și închideam eu și vedeam notele. Eu le țineam minte cântecul la cap la coadă. Și la un moment dat eu n-am întors foaia. Și ăsta de botez, maestru botez, a văzut. Și a zis, fata aia de acolo, de lângă Smaranda Scărlătescu, aia cu părul mare, te rog să-mi reiei de la cheia fa, pasajul cu tare. S-a făcut o liniște înmormântată. S-a mormântat tot corul, că tot știa că eu nu știu note. Și la un moment dat zice, te rog să reiei de la pasajul cu tare. Și s-a făcut liniște și ce, ia, da, ia, Smaranda Scărlătescu. Maestre, ea nu cunoaște noi. Ia câtă muzică, dar ce caută aici? Să ducă să cânte pe mânără, păi știi că soliștii cântă aici. Nu are ce căuta aici, afară cu ea. Dacă nu zice, dar știe toate piesele. Cum le știe? Pe note. Nu pe note. Da, zice, prea, mă știu că la urmă mai mult. Nu știam ce era. Îmi dă o piesă și-o cânt. Paul de la cap la coadă, pe note. Cu fa, cu sol, cu bemol, cu tot. Tot ce se cânta, că nu se cânta cu versuri, se cânta numai pe note. Și la început, până să... Și la un moment dat când, ce mai era ea și piesa cu tare, o cânt și pe aia. Și somnoroase păsărele, somnoroase păsărele. Mă, n-am greșit o notă. De asta își face cruce. Păi eu așa ceva n-am văzut. Ce salariu e, bă, fată, bă? Zic, 800 de lei. Să-i fac 1200. Să duc, eu așa ce, să vă ocupați de ea, că asta, fata asta are talent. Să facă muzică clasică. Zic, nu, că mie îmi place populara. Ia uite, ți-a venit glasul la loc. Și așa, dragă Paul, am rămas eu acolo, dar cu mare greutate. Greutățile au fost foarte mari, pentru că atunci când am devenit solistă, era preocupările. Cântam la estradă, cântam în cor, cântam solistă de folclor, îți dai seama. Tinerețea învinge, mi-era drag. Într-o seară când n-aveam spectacol, pentru mine era un chin să stau acasă. Că eu stăteam, îmi făceam texte, ascultam benzi întregi, mergea, Dumnezeu să-L odinească, maestru Ciortea, mergeam cu legere câte o lună de zile în concediu, plecam și culegeam piese. Și mi-am făcut repertoriu și mi-am făcut piese, că dacă aș mai trăi încă o viață și tu n-ajung să le imprim pe toate. Și vreau să le dau la toți cântăreții tineri. Am un grup acolo în Valea Jiului de Doruleț, se cheamă, care le-am dat toate piesele care le-a plăcut lor să le cânte. Vreau să ajut, e o solistă, Adina Roșca și Cătălin Gălbează, care sunt foarte talentați și am zis, le dau piesele că le cântă frumos și serioși. Toți tinerii care au ceva de spus în muzica populară trebuie să-i sprijinim, dragă Paula. Corect. Doamna Reșoleanu, sau Elena, spune-mi, dragă, Elena Floare Giuvaier. Elena, tu ești o floare. Oh, mulțumesc, tu frumos. Ești un drăguț. Vreau să spun o chestie. Da, dragul. Dacă ai schimba astăzi ceva în tot parcursul ăsta, pe drumul ăsta al vieții, care nu a fost deloc ușor, așa cum ai spus. Da, nu. Ai schimbat ceva? Aș vrea să întoarcă roata, să fie artiștii apreciați la valoarea lor. Prin ceea ce, prin munca lor și prin ceea ce fac. Nu prin ceea ce îi reprezintă pe ei. Că ăla e cu ăla. Că aia are
sânii mai mari care buzele mai groase. Prin ceea ce faci. Tu ai muncit de mic, eu te știu de când ai început. Nu te laud, drag Paul, nu te laud, dar tu ai reușit. Eu la sala Palatului am stat lângă colega ta dragă, lângă Valentina, care este alături de tine și ești o scumpă. Am stat pe rândul nu știu care și vreau să-ți mulțumesc de invitație, dar n-am stat decât la partea întâia. Am plecat că trebuia să ajung la o emisiune în direct. Te rog să mă crezi că am plâns de bucuria aia când am văzut că eu am vrut să ies afară și n-am putut, Paul, atâta lume era pe laterale și pe mijloc. Eu n-am mai văzut sala Palatului atât de plină de pe vremurile bune, adică vremurile bune. Pe vremea lui Ceaușescu să plătea bani grec, aici a fost cu bilete, cu bani. Mă, omule, băi, eu n-am văzut așa ceva să vină, așa atâtea flori. Eu ți-am trecut că, sunetistul tău, când m-a văzut, zice, doamnă, dar ce faceți cu coșul ăla așa mare? Unde îl țineți? Zic, am luat acești copii frumoși cu mine să-mi țină coșul, să-l duc lui Paul. Și după ce când s-a terminat spectacolul, terminasem eu televiziunea și spectacolul tău lui era gata. Și eu îi sun și ei îmi dă mesaj, nu putem vorbi că nici n-am ajuns să dăm coșul. Mă, dar eu am pus o carte. Păi nu, cred că s-a mai ajuns pe atâtea flori primit că s-au umplut și era și așa ceva n-au văzut niciunii. Cum să spun? Elena. Dragul meu, Paulica, fuego, cum îi spunem noi, n-am văzut o sală atât. Ai avut invitații de marcă, Irina Login, care este o apariție și este o frumoasă și o bună. De-aia Dumnezeu a ținut-o pe scenă prin bunătatea ei. Să știi de la mine că omul, după ce trece de 60 de ani, numai Dumnezeu îl ține, pentru că îți dă energia lui și tu îi transmiți publicul. Și dacă n-ar fi publicul și Dumnezeu, noi n-am exista. Ar fi ceva tare urât, cred. Da. Păi publicul așa ne ridică. Dragă, tu ești în cel mai înalt top și să te țină Dumnezeu acolo mulți ani, să ajungi la vârsta mea să povestești și tu la alții. O să ajungi în mod tu cel mai sigur. Pentru că atunci dacă pășești, tu de când ai pășit pe scândurică, tu ai avut ceva de spus în muzică. Tu ai fost o scânteie care a ars și va arde până când vei fi pe pământul ăsta. Nimeni nu este nemuritor. Suntem trecători și musafiri acestui pământ. Și dacă venim și dăm bună dimineața și ne-am trezit că am dat bună seara și ne-am luat la revedere, dar lăsăm ceva frumos și gândurile noastre frumoase prin cântece și prin ceea ce transmitem se duc acolo la cei care ne privesc cu amărăciunile lor, cu necazurile lor, le mai alinăm un pic din suferința lor. Ea este foarte amărâtă. Trebuie să recunoaștem că am fost în turneu până Dobrogea, parcă. Am avut niște spectacole. Și când am văzut că trăiesc în pământ, în case construite în pământ, fără lumină, fără nimic, eu am zis că așa ceva nu se poate. Am umblat în toată lumea asta. Am văzut sărăcie mare. Sărăcie mare, să știi că toate țările au săracilor. Cele mai mari metropele ale lumii au săraci. Dar au o veselie pe față. La noi lumea e amărâtă. Acum când am fost la cimitir, acolo la vulcan, lumea se îngrămădea pe pachete, parcă tăteam nu știu ce. Am plâns. Mi-am plâns părinții, de-aia am plâns pe ei. Ei credeau că eu îmi plâng, ei sunt bine unde sunt, pentru că Dumnezeu nu te-a făcut să moștenești pământul. Ei s-au dus acolo unde i-a chemat Dumnezeu. De-aia am plâns, eu am plâns de mila oamenilor. Unii îi ieșise picioarele până Adidas, pascheșe ce aveam picioare. Și am zis, băi, dumneatale, cu... Da. Păi n-am, doamnă, dar suntem în Uniunea Europeană, de aia n-am. Am fost minier, am lucrat 30 de ani și n-am ani de pensie. Din ce să trăiască oamenii ăștia? Ne gândim și la lucrurile astea, pentru că totul e frumos,
Dar trebuie să ne gândim și la lucrurile astea. Și la cei care au nevoie. Au mare nevoie de ajutorul nostru. Elena, draga mea, ești un interlocutor extraordinar. Mulțumesc și tu. Nu pentru oricine. Da? Ție, tu ai ceva care... ai ceva... sfânt, ai o energie pozitivă. Nu poți să dedestăinui oricui, să știi, da, la mie. Da, depinde nu, și de omul. Nu, nu, deci depinde cu cine vorbești, că așa da, de repede Elena, îi tai. Vreau din tot sufletul să-ți mulțumesc. Eu vă mulțumesc din suflet. Pentru că ai venit, dar în primul și în primul rând să-ți mulțumesc pentru prietenie. Și eu îți mulțumesc. E important că un artist mare, un artist iubit, ca și Elena Meșorianu, îi susține pe cei tineri. Eu fac parte din generația tânără. Ești un băiat tânăr. Știu cu ce ne confruntăm în generația tânără. Așa este. Iar în momentul în care un mare artist spune cuvinte frumoase despre un artist din generația tânără, pentru mine este o mare onoare și o bucurie. Eu mă bucur și eu nu spun neadevăruri, eu spun mai lucruri care sunt adevărate. Tu ești un copil iubit. Îți spun copil pentru că tu ești un copil. Aș putea mine. Să fiu copilul Elenei Merișoreanu. Păi bineînțeles, da. Că eu am fată de 38 de ani. Am zis că să te înduceți în această seară. Știu că peste câteva zile va fi Sfântul Constantin și Elena. Oh. Și pentru că Elena poartă nume de sfântă, îmi permit să-i ofer un tort. Mai copleșit. Elena, un tort de primăvară. Un tort vai, cu fructe, cu dedicație e. din partea familiei Mulțumesc favorit, cu toată dragostea suflet. Mea. Vai, ce frumos e, vă rog să-l luați de aproape. Acel buchet de flori este pentru vai, tine. Vai, nu se și poate. Și producătoarea emisiunii Valentina Herța ți-a făcut un cadou. Acum, vreau să știu un lucru, că eu sunt un gelos și un egoist. Vreau vai, să desfac frumos. Cadou ca să văd ce ți-a dat. Vai, dar nu se poate. Pentru că eu am în familie trei Elene. Așa? Și un Constantin. Și un Constantin. Nepotul meu îl cheamă Richard Constantin. Da. Pe nepoțica mea o cheamă Rebecca Elena. Ce frumos! Da. Pe fica mea cea mare o cheamă Elena. Deci suntem... Ei, Doamne, Valentina ți-a dăruit o frutieră de cristal. Valentina, dar trebuie să... De cristal? Sau poți să spui ce dorești aici? Uite, de exemplu, niște fructe bune. Vai de mine, dar mă copleșiți cu atât. Dar nu poate să vină și Valentina să o pup? O să o pupi. Dacă vrei, poți să vii. Nu. Că nu e îmbrăcată. Da. Dar e foarte frumoasă. O să pupați după emisiune. După emisiune. Așa, vă mulțumesc din suflet. M-a scopleșit cu acest. Eu am fost curios să văd ce cadou... Uitați-vă ce frumos. Cred că ăsta, prin câte cadouri am eu și câte premii, ăsta va ocupa un loc deosebit în sufletul meu. Tortul se va duce, dar ăsta va rămâne. Mulțumesc. Și să știi că am să pun pe cineva să-mi scrie acolo familia favorit. E, ce drăguț. Valentina și cu Fuego. Elena Merișoreanu. Și cu întreaga echipă. Din tot sufletul. Vreau și să eu vă spun mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc. Și sănătoasă. La toți cei care poartă acest nume, colegii noștri dragi, tuturor celor care ne priviți și priviți această emisiune, familia favorit, a frumosului și a talentatului nostru, Paul, care zicem noi Fuego, să-l urmăriți și să-l apreciați pentru că ca și până acum. Dumnezeu să te iubească. Mulțumesc. Și pe tine și publicul și întreaga echipă care este extraordinară și ne dă energie pozitivă, să le dea Dumnezeu sănătate, o primăvară și o vară frumoasă, să aveți parte numai de bine și lumină în casă și în suflet. Mulțumesc, Elena Merișoreanu. Mulțumesc. O sâmbătă frumoasă în continuare, ne vedem săptămâna viitoare. În finalul emisiunii vă las în compania Elenei Merișoreanu.